De săptămâna trecută, sub conducerea antrenorului spaniol Victor Acosta Garcia, echipa de futsal Autobergamo Deva și-a reluat pregătirile. Antrenamentele, din cauza pandemiei de COVID-19, se fac pe plan local la Sala Sporturilor din Deva. Programul a început, echipa a intrat în pregătiri, antrenorii au venit printre primii și jucătorii. În data de 5 am început antrenamentul, se pregătesc la Sala Sporturilor din Deva. Nu ieșim din localitate cu pregătirile, în vedere și perioada aceasta scurtă până la meciuri și având în vedere pandemia, care de 2 ani suntem obișnuiți că în fiecare frază să pomenim de chestiunea aceasta. În primul meci din acest an, a cărui dată urmează a fi stabilită, Autobergamo va juca acasă cu United Galați, o adversară tradițională, cele două echipe fiind cotate ca principale favorite la câștigarea titlului național. Pentru acest joc de venie îl vor avea în lot pe experimentatul Cristian Matei, care astfel revine la Autobergamo, iar clubul de la poalele cetății, care s-a despărțit amiabil de Andrei Grosu, încearcă să mai facă un transfer în zilele următoare. Cristi Matei s-a alturat și el lotului, deci se antrenează cu echipa. V-am spus, posibil să mai avem un transfer, încă nu știm siguri, și mergem la drum. Pregătim bine meciul cu Galațiul de la sfârșitul lunii. Plecări sunt din lot? Plecări în o singură plecare, Grosu Andrei, amiabilă despărțire. Înaintea ultimei treimi a sezonului regular, Autobergamo Deva se află pe primul loc în Liga 1 de futsal cu 31 de puncte, cu 6 mai mult decât următoarea clasată, United Galați.